partea grupului parlamentar PSD, domnul deputat Peia Ninel. Vă rog, domnul deputat, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Declarație politică intitulată Idealul refacerii unității naționale trebuie înscris ca obiectiv în noua Constituție. În cadrul discuțiilor cu privire la revizuirea Constituției, am avut prilejul de a asculta nenumărate păreri, unele pertinente, unele irelevante, altele total desprinse de realitate. Ei bine, mai toți cei interesați de revizuirea Constituției par să evite o chestiune deosebit de gravă, ce ține de istoria noastră ca popor și ca țară, dar care este în mod laș eludată și evitată. Ce este inadmisibil e faptul că acest subiect este ținut sub tăcere la 23 de ani după decembrie 1989, revoluția în care se presupune că am primit dreptul de a spune lucrurilor pe nume. Ridic aici problema provinciilor istorice românești ce sunt despărțite de țară. Vorbesc aici de idealul a generației de români, ideal pentru care s-a trăit, s-a luptat și s-a murit de-a lungul secolelor. Vorbesc aici despre necesitatea unirii provinciilor istorice despărțite cu țara, despre refacerea României mari. Oare noi, politicienii de acum, nu am ajuns la maturitatea înaintașilor noștri, maturitate care să ne permită să pretindem, fără frică, responsabil și argumentat, îndreptarea abuzurilor comise de sovietici și de fasciști în anii 40, ce au dus la modificarea dramatică a hotarelor țării noastre? Oare de ce nu suntem în stare să spunem lucrurilor pe nume, așa cum au făcut și înaintașii noștri, politicieni ce au făurit România mare? Oare de ce transformăm apartenența la UE și la NATO într-o scuză pentru lipsa noastră de voință de a milita pentru reîntregirea României? Este o falsă scuză. Să nu uităm că Germania s-a reîntregit în timp ce era membră UE și a NATO și nimeni nu a avut un cuvânt de spus împotrivă. După zeci de ani de rușinoasă tăcere, de refuz de a ne confrunta cu propria istorie și cu propriul ideal ca națiune, după ce corectitudinea politică, sovietică sau de aiurea, ne-a impus să tot tăcem și să ținem în noi, cred că a sosit momentul ca România să spună clar lucrurilor pe nume. Scopul acestei declarații politice este de fapt un apel către colegii parlamentari, către toți factorii de răspundere din statul român, de a se denunța oficial nedreptatea comisă în tratatul Ribbentrop-Molotov și de a face tot ceea ce ne stă legal în puteri pentru a readuce Bucovina de Nord, Herța și Bugeacul la țară și de a face unirea Basarabiei cu România. E dreptul nostru, e dreptul atâtor generații de români, care secole de-a rândul și-au dorit asta. E ceea ce ne cer cei ce odihnesc sub glia țării, pe atâtea câmpuri de luptă de altă dată. Deputat PSD, Ninel Peia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule deputat. Invit.